Am pus un herovin să păzească grădina când am izvolit omul afară. Spuneți voi, am mai putut intra vreodată? Tot așa, zice Domnul, iată, în vremea aceasta, în zilele acestea, o oaste cerească cu sămii învăpăiate, zice Domnul, au fost trimiși la hotare de țări, la cămine, la suflete care Duhul meu se odihnește în ei. Și din pricina Duhului meu, zice Domnul, au tăvărit și vor tăvări ca să o ocrotească-i pe-ai mei, zice Domnul. Negreșit. Așa cum nu s-a putut intra în Eden din pricina unui singur înger, zice Domnul, tot așa nu se va putea vătăma, zice Domnul, căci îngerul meu va fi acolo. Nu te teme, vei auzi mărturii după mărturii, zice Domnul. Ormai glausante, digo, ale glausantul filo, în scurtă vreme, iată, o căpetenie a pământului o dau jos de pe scaunul de domnie. Și pământul se va bucura și va spune, acum vine pace. Nu, tu să nu crezi aceasta, zice Domnul. Că va fi o vreme de înșelătorie, căci iată, Duhul fiarei va intra în cel care vine după acesta, zice Domnul. Și eu voi îngădui aceasta. Și iată, căpetenia care se va ridica după acesta, zice Domnul, va avea două duhuri din adânc, care va face mari nenorociri și navaje pe pământ, zice Domnul. Iată, omenirea va geme și va plânge, căci vremurile și zilele care vin n-au mai fost, zice Domnul. Iată, unul dintre duhuri care va intra în inima acestei căpetenie va fi un duh de răzbunare, zice Domnul. Și celălalt va fi un duh de măreție, de faimă. Neștiind că zilele lui sunt scurte, zice Domnul, de aceea, iată, în furia lui va dărâma mult, mult, mult. Dar poporul meu am să-l pun la adăpost. O, șame, adaluh, cășor, milato, te degloc când ne n-au stat mișnilor. Chiar tu care ești aici, unii din voi veți simți, zice Domnul, furia acestei căpetenii. Dar în același timp, veți simți, zice Domnul, o protecție divină care n-o s-o vezi, n-ai s-o vezi, zice Domnul, dar ai s-o simți din plin, căci eu sunt Domnul care stăpânesc pe pământ. Orna minaha adalahano, alegihanove, alamiriu santu shiro, slăviți să fii tu, Doamne! Amin!